Te uiți la spitale și la medicii de astăzi, le faci o vizită pe an, cel puțin, ești mulțumit de ceea ce vezi sau ești de-a dreptul revoltat? Îți pui fruntea în palmă și te întrebi ce mai urmează? Împreună cu un invitatul din această seară, domnul general major în rezervă, profesor universitar dr. Dan Mischianu, șef al clinicii de urologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central Carol Davila, îți spun când se vor întoarce vremurile cele bune ale medicinei românești și ce poți face tu până atunci pentru sănătatea ta. Domnule doctor, bun venit în primul rând în platourile Alef News. Bună seara, dumneavoastră și tuturor telespectatorilor noastre. Privitorii noștri din această seară nu sunt lăsați deloc în liniște de actualitatea care ne pune în fața unor situații neașteptate, neplăcute, neimaginate pentru, să spunem, o perioadă de avans tehnologic, când am fi spus că mașinăriile ar fi putut să prevină orice fel de nenorocire, când roboții, computerele ar fi putut să preia rolul acesta de avertizor pentru a preîntâmpina toate nenorocirile pe care le-am văzut, le-ați văzut și dumneavoastră, sunt convins, atât din interior cât și din afară, ca simplu observator. Ce se întâmplă cu medicina, cu spitalele din România în ziua de astăzi? Din fericire pentru mine, practic medicina de 42 de ani, plus 6 ani de studenție la Institutul Medico-Militar, recte la Facultatea de Medicină a Institutului Medico-Farmaceutic București, asta înseamnă aproape o jumătate de secol. Am trecut prin multe, am trecut printr-un cutremur, am trecut printr-o revoluție, am văzut multe, nu credeam să apuc și o pandemie. Deci, încercările de astăzi sunt într-adevăr problematice nu numai pentru medici, ci și pentru întreaga națiune și întregul mapamond. Acum vreau să, de la bun început, să fac o delimitare. Noi când terminăm medicina, primim o diplomă pe care scrie doctor linioară medic. Cine reușește să termine și un doctorat în medicină, primește o diplomă de doctor în științe medicale. Noi toți trebuie să fim angajați în acest război care, într-adevăr, a pus amprentă de un an și mai bine, poate un an și jumătate, de când a început să irumpă în această țară. Credeți că medicina, în general, dar în mod special în România, face parte din identitatea noastră, face parte din identitatea unei națiuni? Când lumea se gândește la identitate, se gândește și la medicină, la starea de sănătate, la medicină în general? Evident că medicina face parte din starea națiunii respective. Evident că am avut medici mari, foarte mari. Evident că și în momentul de față există doctori foarte buni și doctori foarte pasionați și doctori care își pun sufletul pentru pacienți. Se vede și în situația din zilele astăzi. Ceea ce probabil nu se știe și se mediatizează greșit, cred eu, este că în momentul de față, în România sunt 63.300 de medici în statistica Colegiului Medicilor din România. Deși au plecat. Deși probabil că pleacă între 500-1000 de ani, pe 1000 de medici pe an, fiindcă în 1989-1990 numărul total de medici era de 40.000. Explicația este simplă. În 1989, în România erau decât 6 universități sau institute de medicină și farmacie, deci 6 fabrici producătoare de doctori. În momentul de față există 12 fabrici, institute medico-farmaceutice, plus o universitate privată care de asemenea are facultate de medici. Deci, ca și psihologii, ca și preoții, mă gândesc eu, iată că și producția de doctori în România este foarte mare, încât asta e o temă falsă să ne plângem că nu mai avem medici. Avem medici foarte buni, probabil că nu îi punem pe toți sau nu îi valorificăm pe toți la adevăratul lor potențial. Mă gândesc, de exemplu, uitându-mă pe ecran și văzând în preambul acestei emisiuni figura unui doctor tânăr pe care îl prețuiesc, colonelul Valeriu Gheorghiță de la noi din spital, care coordonează acum vaccinarea la nivel național, că era bine ca până acum, de când a început vaccinarea, să fie implicați foarte mult și medicii de familie.
mai bine mai târziu decât niciodată, că înțeleg că de săptămânile viitoare acest lucru va intra și în fișa de post a medicilor de familie din România, ca să sporim vaccinarea și să ajungem, da, nu ca Israelul, dar ar fi foarte bine, fiindcă am văzut că ați avut un invitat de marcă, ambasadorul statului Israel, măcar să le călcăm cât de cât pe urme și din acest punct de vedere al vaccinării. Da, credeți că din punct de vedere al siguranței noastre de zi cu zi, securitatea națională, dacă ar fi în cele din urmă, ar trebui ca această voce specializată a sectorului medical să se audă în Consiliul Suprem de Apărare a Țării? Ar trebui să fie Ministrul Sănătății membru în acel CSAT sau altcineva ar trebui să fie acolo, mai ales acum, să spunem, dacă sunt aceste pandemii prelungite? Și sunt curios să știu când credeți că se va termina pandemia la noi în România. Măcar acum să avem pe cineva care să vorbească celorlalți despre profunzimea, da, problemei? N-am astfel de capacități de predicție când se va termina pandemia, dar vreau să vă spun, fiindcă am văzut că aveți în față o carte care a apărut săptămâna trecută pe piață, o carte care dumneavoastră o să o prezentați probabil. Despre această carte este vorba? Codex Aureus Medicorum. Da, Coroman. Orum 1914-1919. Și la pagina 81 a acestei cărți este o figură care arată cum era dispoziția la masă atunci când a avut loc Consiliul de Coroană din iulie 1914, în care regele Carol avea în față pe principele Ferdinand, regele Carol avea lângă el pe foștii miniștri Teodor Rosetti și Pepe Carp, iar în dreapta regelui Ferdinand stătea actualul sau cel care era ministru, prim-ministru, omologul, Ion Ice Brătianu, Ionel Ice Brătianu, și în stânga lui cel care urma să devină și a și devenit la o adică, Alexandru Marghiloman, prim-ministru. Asta era la Consiliul de Coroană, care sigur a produs mult disconfort regelui Carol I, care s-a și stins la scurt timp după aceea, în septembrie 1914, iar la pagina 95 este Consiliul de Coroană din 1916, când rege devenise Ferdinand întregitorul, o aceeași așezare cu aceiași oameni importanți ai țării, da, care urmau să declare intrarea în război alături de antantă a tânărului stat român. Iată, acolo îl avem pe Ion Cebrătianu. Ce vreau să spun prin aceasta? Eu știu cum este așezarea la Cotroceni a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Știu cine stă în stânga președintelui Klaus Iohannis. Știu personalitățile care se așează în dreapta lui. Știu că în față stă secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Probabil că asta e legea. Noi ne uităm din decembrie anul trecut cu foarte mare atenție la modul în care strategia de contracarare a pandemiei de coronavirus în România se desfășoară. Ne dorim foarte mult să știm că specialiștii care se ocupă cu așa ceva au și calificările, au și atenția și onestitatea necesară. Nu am impresia însă, și poate aveți dumneavoastră alte date, că deciziile sunt fundamentate pe o foarte bună colectare a cifrelor din teren. Cât de mult sunt implicate spitalele în raportarea situației reale sau cât de mult ne ține pe noi suflu acesta al rigorii raportărilor zilnice, trimestriale, lunare sau frecvența de care avem nevoie? Nu sunt în măsură să vă dau un răspuns vis-a-vis de veridicitatea raportărilor respective, dar sunt în măsură să vă prezint faptul că în luna martie 2020, când s-a luat hotărârea ca să se transforme spitale în spitale COVID, spitale non-COVID, spitale suport COVID, fiecare manager de spital a căutat să își apere propriul lui spital. Aceasta a fost și faptul pentru care doamna comandanta Spitalului Militar, doamna general major conferențiar Florentina Ioniță, a luat decizia, sigur, împreună cu factorii de decizie deasupra dânsei, ca să se înființeze acel spital Rol 2 de la Anazlan, tocmai pentru ca spitalul nostru să nu devină COVID.
Sigur că asta este faptul pentru care orice pacient devenit sau internat la început și demonstrat că este COVID este transformat și transferat la aceste unități covidiene. Faptele au decurs, zic eu bine, căci epidemia pare să că nu a avut amploare. Sigur, boala respectivă este o boală încă necunoscută. Este o boală, o viroză, o viroză care dă mari bătăi de cap specialiștilor respectiv, recte infecționiștilor, pneumologilor, interniștilor, epidemiologilor, mai puțin chirurgilor, care vă rog să mă credeți că și-au cam diminuat activitatea, dat fiind situația dată, și boala încă cu greu s-a ajuns la concluzia că este împărțită în trei forme, o formă asimptomatică, o formă cu evoluție medie și o formă cu evoluție severă. Mai apoi s-a aflat de faptul că produce tromboze și iată că tratamentul anticoagulant se dă acum pe scară largă. Au existat la început anumite tratamente cu plachenil. Mai dă cineva plachenil? După știința mea, nu. Apoi s-a trecut la azitromicină, la remdesivir și așa mai departe. Deci este încă o boală care încă nu n-a fost decriptată de ajuns, dar eu sper că, mă rog, la nivel mondial lucrul ăsta să se facă cât mai repede, să scăpăm odată de pandemia asta. Da, vă aduceți aminte că la americani cel puțin toată lumea știa de Fauci. Da. Anthony Fauci. Și știe. Știe și astăzi, da? Da. Știe că el este responsabil, el e vocea autorizată. Da, la președinții și a... Exact. El are datele științifice, el se consultă cu branșa medicilor. La noi cine ar fi? Fauci de România? Pe cine vedeți? Sincer să fiu, aș fi văzut mari infecționiști ai României, adică și microbiologi, adică colegii mei de universitate, profesorii Adrian Strinu-Cercel și Alexandru Rafila, care sunt niște voci autorizate. Am fost acum mulți ani de zile, am avut și funcții administrative. Și vă rog să mă credeți că nu sunt ușoare. Stăteam și mă gândeam, cât am fost locțitor de comandant al Spitalului Militar Central, ce se întâmplă dacă vine un cutremur? Eu, unul care ca student, am cărat târgi de răniți la cutremurul din 1977. Eu, unul care am văzut șeful statului de atunci venit în vizită la un pacient tânăr găsit sub ruinile blocului în care a murit Toma Caragiu și Alexandru Bocăneț. Eu, care eram ca student, într-adevăr, de anul 4, alături de cei care au propus șefului statului de atunci să se construiască un pavilion chirurgical în curtea spitalului nostru, pavilion care s-a ridicat în 2 ani de zile și este în continuare funcțional și, în fine, își face pe deplin datoria. Deci, iată, și atunci s-au luat niște hotărâri, dar n-aș fi vrut să fiu în pielea conducătorilor de sănătate și a managerilor de astăzi, dat fiind, și dumneavoastră vedeți toate dramele care se întâmplă, cele de la Piatra Neamț, cele de la Matei Balș, cele de la spitalul ăsta, Victor Babiș, spitalul de boli infecțioase. Da. Da, aici este, vedeți o diferență între ce se întâmplă într-o organizație de tip militar, spitalele militare și celelalte spitale, să le spunem, civile? E o diferență? Se întâmplă nenorocirile astea într-o anumită zonă, dintr-un anumit motiv? Sau e o... Eu cred ca medic militar de sușe că organizarea în spitalele militare este mai bună. Și oamenii ascultă de ordin, ca să nu... Deși, sincer să fiu, acum către finalul carierei, nu cred foarte mult în dihotomia medic militar, medic civil. De ce? Fiindcă mă gândesc la Carol Davila, care a venit în 1853, în urma unui concurs, se anunțase, Carol Davila, nu știu dacă știți, putea să ajungă și medic în Persia. Erau scoase și afișate pe pereții Facultății de Medicină din Paris că persanii și principatele române au nevoie de medici. Și el a venit în țara românească. Și a ajuns dintr-un medic civil venit la 25 de ani, a ajuns un mare general medic și organizatorul și întemeietorul serviciului medical, civil și deci militar în România. Transferul acesta de cunoștințe deci e posibil în ambele sensuri. Da. Spre exemplu, și zilele astea la noi în spital s-a ajuns la o supraîncărcare la secția de pneumologie. Imediat comanda spitalului, managerul spitalului, directoarea medicală a trasat sarcină ca
să vină forțe proaspete, rezidenți tineri, chiar dacă sunt rezidenți de specialități chirurgicale, să se ducă să ajute în secția de pneumologie a spitalului, unde este un aflux mare de bolnavi. Deci, da, afluxul e legat de coronavirus? Legat de coronavirus, legat evident. Evident că e legat de această boală. Sunt ei exclusiv militari, așa cum am văzut politicieni care cred că în spitalele din sistemul militar sunt tratați exclusiv pacienții. Nu, asta e o falsă idee. Într-adevăr, înainte de 89, erau indicate niște procente de 10% la 15% să internați, aveți dreptul să internați civil. Lucrul ăsta a căzut total și în momentul de față, spitalele militare sunt niște spitale deschise către toată lumea, către toți suferinții, indiferent că sunt din sistemul militar sau din sistemul civil. Da. Ce v-a determinat să recurgeți la scrierea acestei cărți împreună cu domnul Vasile Sârbu? Mai arătăm o dată pentru cei de acasă un prim plan. Cum s-a născut ideea de a șterne în câteva sute de pagini lucruri și accesibile și îndemn pe toți ceilalți care se uită la noi în acest moment să ajungă la această carte și să își dea șansa de a afla lucruri despre trecutul nostru? Profesorul Vasile Sârbu este inițiatorul și întemeietorul Facultății de Medicină și practica Universității Ovidius din Constanța. E un om extraordinar cu o minte luminată și bine oxigenată și un mare talent la scris. Chirurg fiind, eu la rândul fiind și chirurg de chirurgie generală și urolog, ne-am cunoscut de-a lungul timpului și am văzut că avem aplecare către scris. Ideea de a pune pe hârtie, a șterne pe hârtie o astfel de carte, sigur că ne-a venit după o tatonare. Eu l-am văzut pe profesorul Vasile Sârbu la o conferință a Colegiului Medicilor din România în care a prezentat foarte frumos date despre participarea medicilor civili și militari în războiul de reîntregire. După aceea, în septembrie 2018, la zilele Spitalului Militar, am găsit de cuvință să dau lumină tiparului unei mici cărțulii apărute în editura Paideia, care a mers în geanta fiecărui participant la zilele respective, inclusiv în cadou oferit ministrului apărării de atunci, care a apreciat-o. Mai scrisesem în evenimentul istoric un articol despre această problemă. Deci încet, încet am luat hotărârea că este binevenit să amplificăm subiectul, să spunem tot ce știm, fiindcă lumea nu știe decât faptul că au fost morți, au fost răniți, dar nu cunoaște participarea și efortul de război și efortul acestei arme deosebite, care este arma medicilor militari, care a pus pe masă și pierderile au fost până la 14% față de arma infanteriștilor, care a pierdut 15%. Asta l-a determinat pe regele Ferdinand să declare că medicina românească este o armă de sine stătătoare și poate fi alături de tanchiști și de marinari și de aviatori, face cinste armatei române. Și să facă diferența în luptă. Vă propun să facem o foarte scurtă pauză. Rămâneți și voi alături pentru că urmează să discutăm despre eroismul acestor medici, civili sau militari, acum 100 și ceva de ani, dar și în zilele noastre. Am revenit cu eroismul medicilor de ieri și de astăzi. Sunt lucruri pe care este bine să le știi, să le pui în torba ta. Nu se știe când o să ajungi pe front sau o să ai ceva de rezolvat chiar în jurul casei și e bine să ai cele mai bune informații în legătură cu starea ta de sănătate și siguranța vecinilor tăi. Domnule doctor, da. Cum a fost acum 100 de ani? Vă propun până ajunge la acum 100 de ani să mai accentuăm puțin problema. Ne-am inspirat totuși de undeva. În 1932,
generalul Nicolae Vicol, care a fost unul dintre căpeteniile medicilor militari în primul război mondial, a dat lumină tiparului unei cărți numite Cartea de Aur a ofițerilor sanitari și personalului morți pentru patrie. Ne-am inspirat, să zicem, din această carte mică, care are decât 90 de pagini, și am găsit de cuvință să dăm numele de codex. Sigur că ne-am inspirat și din zicerea lui Miron Costin că nimic nu este mai plăcut decât cetitul și frunzăritul cărților. Da. Ce găsește un cititor avid despre istoria medicinii în România în această carte? Un cititor avid găsește primele 200-300 de pagini o punere de, la punct a istoriei desfășurării întregului război, începând cu războaiele balcanice, continuând cu perioada de neutralitate și avujungând apoi în 1916-1918 cu Marea Unire, cu Marea Unire contribuția bucovinenilor, a basarabenilor și așa mai departe, încheindu-se cu tratatele de pace de la Paris și de la Trianon, după care sunt disecați și luați și prezentați medici militari și civili care au murit sau care au reușit să scape de pe, din această grea încercare și sfârșește cu contribuția misiunilor militare străine pe pământul românesc și evident cu toate monumentele de seamă ale poporului român care slăvesc acest efort de război și această luptă. Ce îi mâna pe ei în luptă? Ce au dorit acel corp medical? Acel corp medical, ca și întregul popor român, dorea unirea cu Transilvania. Astăzi ce ar putea să dorească? Presupunând că vor rezolva pandemia de la sine. Astăzi eu cred că poporul român totuși dorește o Românie mare și dodoloață, cum scria Lucian Blaga. Să fim sănătoși, să fim întregi la cap, să fim întregi la trup pentru... Și să avem încă o dată norocul care l-am avut atunci, că atunci am avut o doză mare de noroc și pronia cerească a revărsat asupra noastră atâta noroc și a adus în fața atâta lume extraordinară. Când zic lume extraordinară, mă gândesc la Regina Maria, mă gândesc la regele Ferdinand, mă gândesc la Marele Cantacuzino, mă gândesc la Victor Babeș, mă gândesc de asemenea la misiunea militară franceză condusă de generalul Henri Matias Berclau, dar mă gândesc și la generalii de război, la Atanase Demosthen, la Nicolae Vicol, la Ilie Antoniu, la Iacob Otârca, adică niște mari personalități. De asemenea, doctorul Constantin Angelescu și doctorul Alexandru Vaida Voievod. Lumea nu știe ce eforturi au făcut acești oameni ca să se împlinească idealul de veacuri. Da, nu? Da. Mă gândesc la Mihai Viteazu și ea cât s-a împlinit la 1 decembrie 1918. N-au invocat nimic din greutățile vremii? Dacă ar fi în ziua de astăzi, am invocat și noi lipsa unei hotărâri de guvern, lipsa unor norme de aplicare... Eu cred că oamenii aceia acționau nu numai cu inima, dar acționau și cu capul. În 1914, după Consiliul de Coroană, Ionel Brătianu i-a propus profesorului de chirurgie de la Colțea, Constantin Angelescu, care nu era un om sărac, era un om bogat, era ginele lui Grigore Monteoru, să preia Ministerul Lucrurilor Publice. De ce? Și lumea știe drept doctorul bacalaureat și doctorul Cărămidă, fiindcă a înființat 6.000 de școli în țara românească și a introdus bacalaureatul. Nu, acest om a pregătit timp de 2 ani cu 450 de trenuri sanitare, cu toată dotarea armatei române este făcută de acest om care în 1917 pleacă și devine primul ministru plenipotențiar al nostru în Statele Unite ale Americii, tocmai pentru a induce și la nivelul conștiinței americane că românii sunt cei care au dreptate, mai puțin ungurii care țineau, evident, să nu li se destrame imperiul. Să destrame imperiul și să piardă Transilvania. Da. Modele foarte potrivite ale vremii respective. Ce a rămas din ele până astăzi, până în pregătirea, până în educația de astăzi, cât a mai rămas? Ce s-a transferat din punct de vedere al memoriei pentru cine are știință și conștiință? Sigur că au mai rămas. Dar noi asta am vrut să facem în această carte, să resuscităm memoria adormită sau să informăm pe cei care nu știau și n-au auzit de acest doctor Constantin Angelescu, care în 1948, repet, fiind un om bogat, deținea hotelul Lido,
deținea proprietăți. Lido din București. Lido din București, evident. A murit pe patul de spital la sanatoriul Saint-Vincent de Paul. Norocului că fusese operat de profesorul Burghele și parese și de studentul de atunci, viitorul profesor și academician pe care am avut onoarea să-l cunosc și la care să învăț, Eugeniu Proca, fiindcă altfel ar fi murit în beciurile securității. Am găsit foarte multe exemple de sacrificiu, de dăruire. Evident, medicii pe front erau alături de ostași aproape în prima linie, dar și din punct de vedere al logisticii, trenuri care au mutat spitale întregi, trenuri care au evacuat... Vă închipui și a însemnat retragerea în Moldova, când 73% din teritoriul românesc, practic Muntenia și Dobrogea, a fost cucerită de germani și toată lumea, cu mic, cu mare, sute de mii de oameni armată în frunte cu regele și regina, au trebuit să se retragă la Iași. A fost un calvar. Vă închipui și au însemnat molimele atunci, adică holera, febra tifoidă, dizenteria, tifosul exantematic. Nu erau vaccinați, nu? Adică nu aveau nici măcar o aspirină în buzunar. Ion Cantacuzino, marele Cantacuzino, descoperise și a făcut... și celebru a rămas prin asta, prin vaccinarea antiholerică în focar pe care și-a făcut-o întâi lui. El a fost primul la care s-a vaccinat și după aceea în tolbele, în gențile tuturor celor 800.000 de ostași a figurat o fiolă de vaccin antiholeric și una de vaccin antigangrenos. A fost un efort extraordinar. Sunt convins că vă aduceți aminte că pe 1 aprilie 2021 am sărbătorit 100 de ani de la înființarea Institutului de Seruri și Vaccinuri care îi poartă numele acestui om genial. Și doar atât. Mai departe n-am putut să ne bucurăm de un alt succes, de un alt rezultat al acestui institut. Eu sunt convins. El a fost repus într-o comandă armată cu speranța... Exact. Cu speranța unei revigurări, dar totuși nu se întâmplă nimic acolo. Acum să nu fim defetiști. Eu știu aforismul respectiv că speranța moare ultima și moare în chinuri, dar totuși eu încă mai sper că acest institut își va reveni la ceea ce a avut el și ce a fost în gândul lui Ioan Cantacuzino când l-a înființat pe cheiul Dâmboviței. Da. Ce ar putea să fie în stare să facă institutul uitându-vă astăzi, de ce nu cu ochii facă, peste... De ce să nu facă și un vaccin anticovidian? Sper să revină măcar polidinul care ani de zile a fost făcut să-l... Da. În cazul lui Victor Babeș, care a ales să rămână în București sub ocupația germană, da. A fost și contribuția lui pe lângă Cantacuzino, a fost și el, a rămas un nume... Un nume ilustru, un nume mare, un nume uriaș. Se pare, zic unii, că problema ar fi fost împărțită. Așa cum Alexandru Marghiloman, după ce Ionel Brătianu nu mai este prim-ministru, vine Alexandru Marghiloman, care are nefericita șansă să se ducă să discute tratatul care a fost semnat la Buftea, dar n-a fost legiferat de rege și atunci a devenit caduc. Așa și sarjina între Cantacuzino și Victor Babă și a fost dată. Cantacuzino era francofil, Victor Babeș era german, și-a plecat la Iași, Victor Babeș era germanofil și a rămas aici, chiar dacă a refuzat să coopereze cu conducerea germană care a ocupat și l-a mai făcut și 30 de zile la Văcărești, în două reprize, da. În 12 zile și în 18 zile. Deci oamenii au jucat foarte bine și din punct de vedere politic. Mă refer la aceste mari personalități politice și științifice. Da, noi nu avem un război de talia celui din 1916-1918, dar ni s-a întâmplat să vedem spitale evacuate. Acum câteva zile, nu, am avut Spitalul Foișor evacuat pentru a face loc un alt tip de spital. Nu sunt în măsură să mă pronunț de ce s-a întâmplat și ce a făcut. Eu cunosc spitalul respectiv, am fost în el ca student, am auzit numai lucruri bune despre managerul, profesorul de ortopedie Cristian Stoica. Știu că s-a făcut și un nou pavilion. De ce s-a întâmplat asta, nu sunt în măsură să-mi dau cu părerea, fiindcă mulțumesc Domnului că nu m-am sarcini administrative.
În primul război, mai toate clădirile care erau bune pentru a fi spitale erau transformate în spitale, fără discuție. Sigur. În situații de excepție, sigur, se recurgea la așa ceva și, evident, da, și nu exista o diferențiere între specializări, adică acolo se găseau de toate, și infecționiști și... Și chirurgi și... Da, și ortopedi. Da, ceea ce trebuie să rețineți că, sigur, lumea a murit și prin glonți și prin șrapnel și așa mai departe, dar foarte mulți au murit prin boli infecțioase și aici opera lui Cantacuzino și a lui Babes este extraordinară. A rămas vreo lecție învățată de pe urma acelui efort al medicilor din primul război mondial, care să se fie regăsit în al doilea război mondial, să se fi regăsit ulterior în 90 sau până astăzi, să fi fost o lecție care să însoțească jurământul lui Hipocrat? Într-un capitol dintr-o carte, noi urologii români am sărbătorit în 2009 100 de ani de la înființarea urologiei pe pământ românesc. Și am luat hotărâre atunci, toți șefii de clinici din țară și din Moldova, să scriem o istorie a urologiei românești. Mie mi-a revenit, evident, sarcina să scriu despre urologia în spațiul medico-militar. Și am pus ca citat un citat de Hegel, un citat cam lung, nu-l rețin în totalitate, dar sumat, citatul sună așa: din istorie nimeni nu învață nimic și tocmai de aceea istoria se repetă. Ca să ne dea o lecție, să învățăm ce trebuie făcut. Sigur, oamenii au învățat și în al doilea război mondial. Sper să învețe și din ceea ce, pandemie, ce se întâmplă acum. Sper într-o mai bună organizare. Da. Da. În ceea ce privește valoarea inventarului, valoarea investițiilor, valoarea efortului pe care România în anii respectivi i-a făcut pentru a dezvolta această medicină, pentru a pune bazele medicinii moderne, găsiți o comparație cu ziua de astăzi? Găsiți o aceeași... Nu este o comparație. Și atunci s-au împrumutat și la francezi, s-au împrumutat și la italieni pentru resurse financiare, ca să aibă atâtea trenuri de război, atâtea feșe, atâtea siringe, da, atâtea... Am găsit formule de genul promisiune de a acoperi orice fel de cheltuială, adică erau îndemnați medicii pentru a face față misiunilor de pe front. Ca să nu revin, dar totuși vreau să incit posibilul viitor cititor, misiunea diplomatică al profesorului Angelescu în America a fost suportată de banii lui. El a adunat sute și mii de români și evrei de acolo, de americani, ca să demonstreze și să încerce, în final și a și reușit să întoarcă opinia președintelui american Woodrow Wilson vis-a-vis de principiul autodeterminismului naționalităților respective, ceea ce a fost un lucru extraordinar, căci tratatul de la Paris și tratatul de la Trianon au fost influențate de poziția președintelui american. Efortul război american nefiind de neluat în seamă, veniseră 1 milion de ostași americani. De asemenea, să nu uităm Regina Maria, efortul ei. Regina Maria, ca nepoată reginei Victoria, sigur că a influențat și pe David Lloyd George, primul ministru englez, dar și pe Wilson. Ea, am avut parte atunci de o regină războinică, o regină războinică care n-a precupețit în niciun fel să lupte și să meargă și pe front și să fie și mama tuturor răniților și probabil să se și infecteze, fiindcă puțină lume știe că între atâtea boli care s-au făcut, eu am credința și am găsit acum o jumătate de ani cauza morții Reginei Maria. Regina Maria cred că a făcut o hepatită acută pe front, hepatită care după aceea a tras o ciroză hepatică și în 1938 regina a murit prin ciroză hepatică, prin hematemeză. Nu știu cât știu lucrul acesta. Ce alte afecțiuni au mai ucis românii de atunci și până astăzi? Ați găsit o situație undeva, o situație statistică cu frecvența principalelor boli care au produs cele mai... Nu, n-am căutat. Sigur, au fost plăgile de război și bolile infecțioase. N-am căutat altfel. În lipsa unor războaie, cam care ar fi factorii de risc cei mai prezenți? În momentul de față se cunoaște bolile cardiovasculare, cancerul, de asemenea, care este în extensie, numai departe de săptămâna asta,
colegii mei și cu mine am operat ieri și alaltăieri doi tineri, unul de 49 de ani cu un cancer de rinichi și altul de 44 de ani cu un cancer de vezică urinară. Deci ea câtă scade de unde se credea că boala asta nenorocită este apanajul vârstei trecute de 60, 65, 70 de ani, ia câtă copii tineri, oameni tineri fac astfel de boli care nu iartă și sunt deosebit de agresive. Da, în Statele Unite, coronavirusul a provocat mai multe victime decât primul război, al doilea război mondial. Acum și războiul din gripa, Vietnam. Da, gripa spaniolă, care și atunci unii zic 50 de milioane, gripa spaniolă, 1918-1920, care a izbucnit pe 4 martie 1918 și s-a sfârșit în martie 1920, fără vaccinuri, că se pare că epidemiile astea sunt foarte istețe, în ghilimele. Apar și dispar. După ce ar fi omorât unii zic 50 de milioane, alții zic 70 de milioane de oameni, estimări. Alții 100 de milioane. Da. Estimări. Estimări. Haideți să ne oprim pentru foarte scurt timp. Înainte să trecem la partea următoare a emisiunii noastre, în care să discutăm despre crizele omenirii din modernitatea pe care o trăim împreună. Am revenit. Poate că vrei să știi cât de departe ne-am dus față de primul război mondial sub aspectul tratării bolilor de atunci. Uite că boala se întoarce sub altă formă, mult mai insidioasă. Atunci am primit sprijin, chiar și de peste mări și țări. Astăzi n-ai vrea să știi, sau poate chiar o să aflăm în seara aceasta. Domnule general Maior, în primul război mondial a fost un efort din partea unor aliați de a ajuta armata română să se lupte cu acest dușman, acest inamic nevăzut, bolile de pe front. Au fost misiuni militare străine care au venit în număr mare sau bine proporționate, bine reprezentate. Ce fel de efort a fost în vremea respectivă și logistic, dacă ar fi să ne gândim, din Franța, din America, da, din alte părți să fie ajuns aici unde nu aveam nici șosele, nici aeroporturi? Deci, generalul Berthelot a venit cu o misiune de 3.000 de cadre militare, dintre care o cincime se pare că erau ofițeri. Alături de el a venit misiunea medicală militară franceză, condusă de Henri Coulot, din care s-a remarcat un profesor care, din păcate, își doarme somnul de veci în cimitirul Eternitatea din Iași, Jean Clunet. Efortul lor a fost extraordinar. 108 medici, 39 de sanitari, 21 de infirmiere. Deci, Franța a fost total alături de noi. Atunci s-au închegat, sau, sigur, mare parte din medicii de bază ai timpului respectiv, ca și Cantacuzino, ca și prințul Jean Cantacuzin, se pregătiseră în Franța, dar efortul respectiv al misiunii militare a întărit extrem de mult legătura româno-franceză, care dăinuie, ia câtă și peste veacuri. Atunci se construiește și apare Spitalul Saint-Vincent de Paul, de care vă povesteam, care este actualul Institut de Endocrinologie Constantin Parhon, unde s-a tratat și, în fine, a sfârșit profesorul Angelescu. Lucrurile au continuat, misiuni de măicuțe, de exemplu, Oblat de l'Assomption. Nu știu dacă știți, Spitalul Pandurii, actualul Spital Teodor Burghele, este înființat între 1942, 1946 și redeschis, inaugurat de profesorul Burghele venit de la Colțea, de către acest ordin călugăresc al oblatelor de l'Assomption. Eu personal, când am fost la Paris, am stat de vreo 2-3 ori la aceste măicuțe, sigur, în condiții mai, adică pecuniare vorbesc, da, era vorba de pregătirea mea. De asemenea, trebuie remarcată misiunea engleză, de Cruce Roșie. De asemenea, trebuie remarcate femeile scoțiene, așa numitele potârnichi griffin, care aveau costumație gri. Românii, cu talentul lor poetic le-au numit
Potârnichile Gri, în care erau 7-6 de doctorițe de asistente de infirmiere conduse de o vestită medic-chirurg, L.C. Inglis, care, din păcate, a murit în 1917, nu dintr-o molimă, ci dintr-un cancer. De asemenea, misiunea medicală militară americană, spitalele de Cruce Roșie care au existat. Deci am fost extrem de mult ajutați. Am fost ajutați. Și gândiți-vă că aceste misiuni nu puteau să treacă prin Germania și prin Austria și au trebuit să o ia prin Rusia țaristă, prin Oceanul Înghețat, să o ia pe mare ca să ajungă prin Basarabia să vină la Iași și, mă rog, în Moldova, unul a fost. Vremuri nu tocmai vremuri sigure. Vremuri tulburi, da? Adică la extrem. Riscul de a nu fi ajuns la destinație era foarte mare. Poate ceda o căruță, ceda trenul, ceda vaporul sau te loveai de vreun bandit, vreo grupă. Sigur. Mai ales după ce, știți, armata rusă s-a dezagregat, au apărut cetele Armata Roșie și Armata Albă. Astăzi, spun astăzi așa generic, de când a început această pandemie, avem aeroporturi, avem șosele, avem căi ferate, avem posibilități de transport mult mai sigure. Totuși aici n-au aterizat nici francezii, nici englezii, nici americanii, nici alții, nici japonezii. Poate că rușii, invitat, credeți că veneau rușii să ne ajute? Nu sunt în măsură să răspund, nu știu. Într-adevăr, în fapt, observație. Am senzația că mai toate popoarele s-au închistat în ele. Da. Au ales această variantă, stăm acasă. Eu însumi, din păcate, feciorul meu este stabilit la Londra, căsătorit și așa mai departe, și l-am văzut în anul ăsta decât odată. A venit, a stat câteva zile aici și pe aceea n-a mai putut să plece, că a trebuit să rămână 14 zile în carantină. Da, că nu s-a întâmplat. La nivel global, toate țările au stat închistate și izolate și de ce? Neînțelegând cu ce se confruntă sau preferând să-și țină cărțile aproape, să nu arate celorlalți? Probabil că ipoteza a doua este cea adevărată. Misiunile militare străine care ne-au vizitat, dar și medicina de atunci, a lăsat posterității clădiri, a lăsat spitale, a lăsat monumente funerare. Uitați, în Cismigiu este un monument făcut de vestitul sculptor Ion Jalea, care și-a pierdut o mână în acel război, în memoria ostașilor francezi căzuți și a personalului medical căzut mort în țara, în România. În principiu, ce a fost creat pentru a fi spital a rămas, dacă nu intemperiile, dacă nu l-au dat jos, dacă alte interese nu l-au dat jos, în principiu au rămas acolo unde le avem și astăzi. Este un reper mai important pe care îl puteți dumneavoastră acum indica? Un spital, o clădire care și-a păstrat și demnitatea și destinația și în care putem să ne oglindim? Vă referiți spital ridicat cu ajutorul misiunii Franței? Da, sau... L-am pomenit cele două spitale, da? Făcute de Băicuțe, Saint-Vincent de Paul și... Și care sunt și pentru civil. Bineînțeles. Pentru poporul român. Eu nu mai am percepția acum câte spitale sunt în țara românească. La un moment dat erau 486. Mă refer la spitale de stat. În momentul de față nu știu dacă mai sunt atâtea funcționale, dar oricum zestrea de spitale a statului respectiv a fost importantă. Ce se va întâmpla mai departe? De asemenea. Viitorul nu știu dacă sună foarte bine sau sună bine. Avem voci, avem politicieni care se gândesc la aceste spitale militare, se gândesc în principal la toate spitalele, dar la cele militare cu prioritate, să fie trecute în subordinea Ministerului Sănătății. O declarație recentă a unui membru din Parlamentul României spunea chiar așa, domnul Ionuț Moșteanu, deputatul USR Plus: în spiritul reformei la care ne-am angajat împreună, îi propun primului ministru să demareze trecerea tuturor spitalelor în subordinea Ministerului Sănătății și să începem acest demers cu spitalele MAPN, SRI, SIMAI. Am auzit că acolo e mai mult loc, sunt mai bine dotate, e o atenție mai mare față de bolnavi. Nu trebuie să existe români speciali, în ghilimele, în lupta cu boala. Haideți să facem asta. În țara românească există... Au existat 12 spitale militare
Asta era 1990, dintre care unul, cel de la Oradea, a intrat în subordinea jandarmeriei. După știința mea, există două spitale ale Serviciului Român de Informație, Agripa Ionescu și cel de la Balotești. Există două spitale ale Ministerului Transportului în București. În celelalte orașe, și în Ploiești și în Constanța, mai există. Se pare că rețeaua de spitale este a Ministerului Transportului este mai mare decât cea a APN-ului ca număr, nu știu, ca și număr de paturi, dar asta mi se pare o fabulație. Fiindcă aceste spitale, vă asigur, și nu sunt închise nimănui. În aceste spitale intră orice, începând de la președintele țării și la primul ministru până la ultimul cetățean al țării acesteia. În spitalul nostru, anual, se internează în jur de 55.000 de pacienți. Păi Armata Română are 70-75.000 de oameni. Cum să internezi 55.000? Poate și oameni... sunt 55.000 de soldați străini care vin 50. Să se trateze în România, da. Unde este aerul mai curat. Deci este o falsă idee. Într-adevăr, sunt dotate. Există spitale civile foarte bine dotate. Dar ar fi o mare... O mare inovație, ca un spital, cum ar fi Spitalul Militar Central, care împlinește anul ăsta, pe 13 septembrie, 190 de ani de când a fost ridicat și care a funcționat până în 1853 lângă mănăstirea Mihai Vodă și între 1853-1880, când este cumpărat de... din banii Ministerului de Război cu suma de 1.370.000 de lei aur, terenul pe care există acum, lângă Gara de Nord, deci terenul aparține Ministerului de Război. Aparține. Și a funcționat spitalul, vorbesc, între 1853-1880 pe strada Știrbei Vodă, unde este actualmente sediu DNA, iar din 1880 au început să se construiască acest spital, fiindcă oamenii aceia gândeau cu capul, oamenii politicieni aceia, de ce credeți că au ridicat spitalul acolo? Fiindcă trecuseră prin drama războiului de independență, când răniții se cărau cu furgoanele și cu căruțele, și în 1872 se ridicase Gara de Nord, și oameni, Gara Târgoviștei, și oamenii aceia deștepți, fiind și iubitori de țară și conduși de un rege care a creat România modernă, au zis, domnule, hai să facem un spital militar, că poate mai vine un război, și au mai venit două războaie și alte încercări, lângă gară, ca să nu mai cărăm răniții cu căruțele. Și eu, când am intrat pentru prima oară în curtea acestui spital, pe 1 iulie 1973, am văzut că dinspre București-Riași venea o șină de cale ferată care trecea pe la Icechim, traversa calea Plevnei și intra în curtea spitalului. Și pe această șină de cale ferată au fost aduse vagoane cu răniți. Și atunci cum poți să crezi că aceste spitale sunt niște... Nu știu dacă copil fiind, exista un film, Roma, oraș deschis. Aș parafraza, spitalele militare sunt spitale deschise oricui din țara românească și nu numai cetățenilor români. Se poate interna orice cetățean străin în toate spitalele militare din țara asta. Deci e o falsă problemă ce spune și, acest om. Și cred că și Ministerul Apărării de la noi a dat o reacție imediat la o asemenea propunere inovativă. Mai mult de 80% din pacienții care au fost tratați, cel puțin în ultima perioadă, sunt civili, nici de cum militari. Iată, purtătorul de cuvânt al MAPN, Daniel Angel, sistemul medical militar a fost întotdeauna parte a efortului național de asigurare de servicii de sănătate pentru populație. Niciodată nu a funcționat ca un sistem închis, iar datele statistice sunt fără echivoc. Din cei peste 65.000 de pacienți tratați de Spitalul Militar Central din București, în jur de 80% au fost pacienți civili. Exact. Monitorul Apărării și Securității a dat această reacție în 12 aprilie. Domnule doctor, luăm o pauză și revenim pe final cu observațiile cu care să mergem sănătoși pentru ziua de mâine. Hai să vedem și cum este cu ce-a mai rămas din medicina noastră și care ar fi progresul pe care împreună am putea să-l parcurgem investind mai mult în medicină, creând oportunități pentru a înțelege cum putem să îmbinăm trecutul, prezentul,
în așa fel încât condițiile noastre de sănătate de mâine să fie comparabile cu aspirațiile, cu idealurile noastre. Domnule general, ce înseamnă astăzi a progresa în medicină? E ca în muzică, reinterpretăm ceea ce au făcut cei de dinainte, se mai poate adăuga o noutate, se mai poate inventa ceva? Corpul uman e același de mii de ani. M-a marcat spusa parlamentarului respectiv, nu i-am reținut numele. Moșteanu. Și fiindcă îmi plac aforismele, pe loc am inventat un aforism care sună așa: medicii joacă teatru, actorii fac politică și politicienii practică medicină. În fine, am să vă răspund la întrebare. Medicina avansează rapid. Criza aceasta, pandemia aceasta ne-a arătat că anumite specialități de medicină pot fi practicate prin așa numită telemedicină. Nu știu, poate se va ajunge cândva și la teleportare. Mă refer, de exemplu, la psihiatrie. Teleportarea, a spus-o în glumă. Dar se poate sta acasă și să vorbești cu pacientul online. Chirurgia nu cred că se va putea fi făcută niciodată, deși încercări au existat. În 2002 am fost în Strasburg la un curs de pregătire pentru chirurgia laparoscopică, fiindcă asta este la mod acum, chirurgia robotică, chirurgia laparoscopică, chirurgia minim invazivă. Și inițiatorul acestui tip de chirurgie în România, un mare profesor francez, Jacques Baresco, operase din Strasburg un pacient aflat în New York, unde colegii din New York îi mutaseră trocarele respective și toată mașinăria era ghidată și mișcată de profesorul Maca. Prin internet cum era? Era atunci, în 2002, deci acum aproape 20 de ani, printr-un cablu oceanic care nu știu câte zeci de mii de fire avea ca omul respectiv să nu greșească nici... Da, prin fibre optice. Prin fibre optice, deci da. Un mare efort. Sigur că omenirea va dori, probabil Elon Musk vrea când va ajunge el sau urmașii lui pe Marte să opereze și pe Marte prin astfel de metode. Cât de bine protejate trebuie să fie acele cabluri, în așa fel încât să nu fie agățate de vreun submarin. Vă dați seama, exact. Nu de al nostru, de al lor. Mă refer la efortul financiar, ceea ce nu realizează lumea, care sunt costurile actuale. Deci nu știu și nu pot prevedea viitorul, care viitorul sună bine și viitorul vine mai repede decât ne gândim noi, vis-a-vis de digitalizare, de exemplu. Se vorbește și de digitalizare în medicină. Da, sigur. Se vorbește de aceste îngemânări între tehnologie și corp uman. Sunt protezele acestea noi, să spunem, care îți pot înlocui o mână, un braț. Se lucrează de peste 25-30 de ani la proteze care să se miște la examenul vocal, la ceea ce la organe, se facă. La organe interne ne putem aștepta să fie în următorii 5-10 ani de zile create replici, sincer, să fiu, piese de schimb? Dar ceea ce pot să vă spun cu siguranță, copil fiind, îmi plăcea foarte mult revista științifico-tehnică. Exista o colecție de povestiri științifico-tehnice care a apărut în 1957. Un unghi de-al meu îmi făcuse cadou o colecție întreagă. Și prima dintre povestirile respective aparținea, să fie Gheorghe Sângiorzan, cred că da, unui autor SF român, care povestirea se chema Ciuta, în care atunci, în 1957, luau o inimă de ciută și o transplantau în corpul unei tinere fete moarte într-un accident. Ia câtă, 157, au trecut 11 ani și Barnard, în Africa de Sud, i-a făcut lui Washkansky primul transplant de corp. De corp. A fost o chestie extraordinară. Deci nu știu și nu cred că prea curând vom trăi cu organe artificiale. Lumea avansează mai repede sau mai puțin repede. Iar, repet, pandemia respectivă a arătat că anumite specialități medicale în speță, ar fi endocrinologia, psihiatria și așa mai departe, pot fi practicate stând și discutând cu bolnavul la televizor, fără să te infectezi. Domnule general, vă mulțumesc foarte, foarte mult. Plec de pe urma acestei discuții cu dumneavoastră
cu o mulțumire, efortul dumneavoastră și al coautorului Vasile Sârbu de a pune în paginile acestei cărți, mai arăt încă o dată la cameră, memoria socială a medicinei românești este lăudabilă și e un îndemn pe care îl faceți și pe care eu îl replic în momentul de față către toată lumea să-și cunoască foarte bine. Excelență, domnule Nicolae, eu vă mulțumesc că m-ați invitat la această emisiune. Vă mai invităm pentru că așa cum medicina evoluează, evoluează și problemele noastre de sănătate. Sănătatea ta și starea națiunii sunt expuse la risc permanent. Pentru că știi că așa va fi mereu, de ce ai rămâne indiferent? Interesul tău major și interesul nostru comun este să supraviețuim în orice condiții, dar nu cu orice preț. Fă-ți rețeta proprie de supraviețuire și investește în sănătatea ta, în orice combinație de sistem public sau privat, pentru a te simți permanent în securitate. Ești pe Alef News și ești bine așa.